dimineața continuăm mai departe povestea noastră cu domnișoara ajunsă doamnă, pentru că a dorit o relație de lungă durată și doar un mariaj. De fapt, care era planul ei? Planul ei era ca prietenul ei cel mai bun, între ghilimele, să fie dus la ospiciu de nebun. Și sau la spitalul de nebun. Ca să ajungă acolo, trebuia acel băiat să aibă o criză de nervi. Așa. Ca să aibă acea criză de nervi, doamna trebuia să se căsătorească. Nu să ai cu cineva peste noapte. Pentru că așa i-a povestit cineva. Când trebuia să mă căsătoresc cu el, el și-a luat conceniu. Și apoi, dintr-o dată, când s-a întors, dragilor, m-am căsătorit, ura, ura, știi? Și ea, că nu merge așa ceva, o să aibă o criză de nervi. El, prieten, colegul cel mai bun, de muncă, știi? După care mai aude o veste și mai tare din alt grup. Din cauza părinților a trebuit să ne despărțim și am luat-o pe actuala nevastă și am făcut nu știu câți copii cu ea. Dar că e bine. Ce-i vine în cap? Nebănuite sunt gândirile femeii. Păi, ce să fac? Întâi mă căsătoresc cu ăsta, că am un nume mai aparte și toți se vor hlezi când ajungi la starea civilă sau religioasă, când vrei să zici nesilit de nimeni și de bunăvoie faci această nuntă cu mine până când moartea vă va despărți? Iar el, nesilit de bunăvoie, taci ca un boier cu 8 clase, până când moartea vă va despărți, da. Bun. Și atunci se gândește. Parcă ar merge. Prima dată i-ar trage o clapă. Știi? Ping! S-a aprins beculețul. Când pleacă el, mă căsătoresc cu el. După care vreau să mă despart de el. E? Și începe tata socru. Ai vrut o relație de lungă durată și un mariaj. Nu s-a consumat, trebuie să vă cunoașteți. Știi? Și n-a avut criză de nervi? N-a avut criză de nervi. Colegul sau prietenul cel mai bun de la muncă. Ar fi fost liniște pe pământ, nu? Dacă ar fi intrat colegul cel mai bun la spitalul de nebun.
Și n-a avut. Și n-a reușit să divorțeze. Păi dar nu ne-a lăsat tata său. Acum trebuie să ne cunoaștem. Trebuie să porți inelul de căsătorie. Pe mână. Și n-a avut o criză de nervi. Să-l duci la psihiatrie. Mai am să văd că ajungem în faza aceea, nu știu, dacă știți, melodia lui Falco cu Gine. El, cântărețul, cânta și țipa după Gini. Gini! Gini! Și sunt trei videoclipuri, trei părți. În prima parte, el era un prieten cu o pălărie și trenci și o găsește pe ea moartă și ucisă. Bun, continuăm. În prima melodie, o ia pe brațe și o duce mai departe. În următoarea melodie ajunge în cămașa de forță la spital. Așa. Îmbrăcat în cămășuța albă. Mai stă. Ce mai stă? Mai scoate încă o melodie în care Gini fusese o polițistă care stătea cu arma în mână și făcea patrulă când în stânga, când în dreapta, pe o platformă a unui turn, cam cum era Big Ben-ul, sau cum este Big Ben-ul, și tot așa. Și răspunsul. Și n-a avut o criză de nervi. Ca să-l băgăm în cămășuța albă. N-a avut. Și când am plecat, sau când a plecat el, nu știu ce, ea s-a căsătorit cu nu știu cine. Așa e în viață. Ai surprize și plăcute și neplăcute. La început s-au plăcut pentru sincroanele din pat, după care încep surprizele neplăcute. Adică a ales până a cules. L-a dus pe cineva. Ar fi ales pe nu știu care, dar avea doar 10 clase. Dar are motostivuitor. Și nu e șofer. Mai stăm puțin. L-ar fi luat pe prietenul cel sau colegul cel mai bun. Dar nu e sigură pe el. După care îl întâlnește pe băiatul cu sincron în pat. Ce frumos, s-au descurcat amândoi. Adică se întâlnesc părinții și toate cele la căsătoria civilă și încep după. Eu vreau să renunț. El, ce ai nebunit? Sunt șofer cu 8 clase și tu mă faci boier. Tocmai din acest motiv vreau să am doamna cu nu știu câte clase peste mine. Părinți lui, al ginerului. Păi da, dar nu v-ați cunoscut, relația nu s-a consumat, așa că când s-a consumat relația... Atunci vă v-ați despărți. Da, se poate, și o despărțire
Până când moartea vă va despărți și toate ce era numele prea, nu știu cum, știi, și așa. Din partea mamei, ce ai făcut, ce nu știu ce. Și ceilalți care îl cunoșteau pe el, și mamă, și ce se potrivesc cu prietenul cel mai bun, știi, sau colegul cel mai bun de la muncă, sau așa. Dacă ei se pare că nu suntem, asta e. Avem o singură șansă să oprim această enormitate de prostii. Scriem pe cer mare, X-uri, 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 X-uri. Sau mai era cealaltă variantă. Îl chemăm ca să aibă o criză de nervi. Criză de nervi. Extraordinar. Și n-a avut criză de nervi. Ce să faci? Asta e viața. Câteodată ai și o surpriză plăcută și neplăcută. Dacă, și o să înceapă să-ți povestească. Dacă ai fi venit la timp tu, cavalerul meu, n-aș fi făcut această greșeală, gafă monumentală, în a mea viață. Păi, dar nu era. Ideea ta magnifică, năstrușnică, să ai doar o relație de lungă durată și un mariaj, ca să schimbi prefixul de nume. După care, când începi să afli de surprizele vieții, adică ceva de genul, a ales până a cules, și râd toții cu hohote de plâns. Și prietenii te răspopesc că nu ești pe plus, ci muncești de nebunești. Îți faci cruce ca anumite persoane le trăiesc. O zi plăcută în continuare să aveți.